Ați remarcat cât de ușor vă distrage atenția zgomotul lamentărilor publice despre incompetența sau impostura celor care ne reprezintă? Ne-am obișnuit să vedem această stare de fapt în termeni fataliști. Nu mai putem schimba nimic, ei sunt mai mulți, așa sunt lucrurile dintotdeauna în România, nu mai avem elite, ci doar profitori care ajung în funcții înalte. Cu trecerea anilor ne-am amăgit cu mecanisme de protecție individuală. Cei mai mulți dintre noi aleg să-și piardă mințile vegetând în fața unui televizor care ne distrează cu muzică populară sau de club, cu bârfe și certuri între personaje de mucava. De ce am ajuns să ne omorâm timpul cu nimicuri sau cu distracții ieftine? De ce suntem complici la degradarea morală și intelectuală a unei națiuni? Nu ne mai luptăm pentru progres, nu mai avem mize naționale sau principii morale, construim doar în interes propriu. Cum am ajuns aici? Suntem blestemați să fim un popor supus, să ne acceptăm soarta și să-i tolerăm până la admiterea complicității pe cei care ne-au virusat mințile? Despre destinul unei națiuni care s-a pierdut pe sine, vorbim astăzi cu președintele Academiei Române, domnul academician Ioan Aurel Pop. Bună ziua, domnule președinte. Bună ziua. Mulțumesc că ați venit la ultima ediție și pentru că am lansat foarte multe provocări și poate păreri care sunt considerate contondente, am să vă ofer încă o provocare, o vedem acum pe ecran, este vorba de această strofă din poezia lui dintre bolintineanul Daniel Sihastru. Ce mă interesează în mod deosebit este să vedem cum începe această strofă, cu versul "capul ce se pleacă, paloșul nu-l taie". Toți românii știu, au în mintea lor această exprimare. Stai supus și nu vei păți nimic. Dar niciunul nu mai ține minte al doilea vers. Dar cu umilință lanțul încovoaie. Ce părere aveți? Suntem un popor supus și ne merităm soarta? Nu. Nu cred că suntem un popor supus din mai multe argumente, inclusiv istorice, dar și contemporane. Nu suntem un popor supus pentru că de-a lungul timpului am știut să alternăm revolta cu supunerea într-un dozaj uneori așa de fin încât am putut trăi mai departe. Uneori am supraviețuit, alteori am conviețuit cu cei care ne-au amenințat, dar și de foarte multe ori am viețuit simplu, ca toate popoarele. Versul acesta din Bolintineanu mi-amintește de o altă zicere care ne place nouă. Errare humanum est, și toată lumea se oprește aici și zice, a greși este omenesc. Continuarea nu și-o mai amintește nimeni. Perseverare diabolicum. A greși este omenesc, dar a persevera în greșeală e drăcesc. Capul plecat, paloșul sau sabia nu-l taie, dar, pentru moment, atunci când provocarea e foarte mare, te poate lăsa să-ți continui viața. Și ca istoric vă dau un exemplu. În Evul Mediu, când amenințarea de la sud de Dunăre a unui imperiu al Semilunii care a cucerit toată peninsula balcanică și a ajuns până spre centrul Europei era foarte mare, și când se pretindea tribut mereu mărit de la domnii țării românești și Moldovei și de la principii Transilvaniei într-o perioadă destul de lungă de circa 150 de ani, boierii în adunarea țării, la chemarea domnului, acceptau plata acestui tribut. După aceea se pregăteau oastea, și când obrăznicia stăpânitorului devenea prea mare, tot boierii cereau domnului să ne ridicăm la luptă. Și așa, a spus-o un mare istoric român care acum e în lumea dreptilor, Florin Constantiniu, alternând între rezistență sau politică de rezistență și politica de conciliere, pentru că el o spune într-un limbaj academic, am reușit să ducem aceste țări mai departe și să ajungem la modernitate. Adică nu sunt de acord cu sinuciderea. Un popor sau o națiune n-au dreptul să meargă spre sinuciderea. M-ați provocat, mi-aduc aminte de poporul japonez. Da. E în cultura poporului japonez sinuciderea, nu în sensul de a te sinucide, ci de a nu te preda niciodată. Uite unde sunt japonezii, uite unde suntem. Absolut. Dar trebuie să ținem seama și de dimensiuni, de raportări. Nu discut acum cum au ajuns ei în situația asta, dar chiar Japonia, așa cum ne imaginăm noi,
ca un grupaj de insule este cu mult mai mare decât teritoriul nostru, este cu mult mai populată și niciodată în lumea asta țările și națiunile mari nu au fost egale cu țările și națiunile mici. Noi suntem în postura, ne-ar fi plăcut în epoca interbelică să spunem, de țară și de națiune mijlocie a Europei. Dar, dincolo de asta, micimea noastră ne face să ne raportăm la viață în funcție de aceste dimensiuni. Deci noi suntem mici, mijlocii sau unde suntem? Suntem mari? Suntem o națiune, după părerea mea, ținând seama de scara mondială, 200 și ceva de state membre ale ONU, nu geografic. Suntem o națiune, cantitativ suntem o națiune mică. Calitativ vorbind, am avut momente sublime când am reușit să ne depășim această condiție și când am mers în fața lumii cu mesaje extrem... Când a fost ultima dată când am fost sublim? Pentru mine, ca istoric al unor epoci mai îndepărtate, de aceea mă feresc să spun momentul 1989, pentru că acest moment a fost sublim. În ciuda discuțiilor dacă a fost revoluție sau dacă a fost lovitură de stat, pe mine aceste lucruri nu mă interesează. A fost un moment de descătușare a acestui popor, eu fiind martor pe străzile Brașovului în acele zile, mi-am dat seama de asta, dar momentul sublim pe care l-am numit după un istoric cunoscut, de fapt nu istoric, scriitor, Stefan Zweig, ora noastră astrală, este momentul 1918. Eram sigur că o să spun. Până am ajuns la 1918, am avut și momente de masă amorfă, de popor muncitor, de niște servitori ai muncii tăcute. Dar am reușit, în epoca modernă, să ne creăm o clasă intelectuală care a devenit și clasă politică la noi. Asta a fost secretul, după părerea mea. Alte popoare au avut o nobilime, o aristocrație de sânge, care s-a păstrat ca elită și în epoca modernă și contemporană. La noi a fost cazul boierimii noastre, erau boieri de sânge, cu arbori genealogici. În Ardeal însă n-a putut fi așa, pentru că n-am avut o clasă românească în Transilvania politică. Și atunci ne-am ridicat o elită în epoca modernă, care prin acumulări succesive, să zicem, de la Samuel Micu Gheorghe Șincai și Petru Maior, până la Iuliu Maniu sau... Până la Miron Cristea, Iuliu Hosu, toți cei care au fost prezenți acolo la Marea Adunare Națională, am reușit să arătăm cum se poate, dintr-un popor servitor al muncii tăcute, să se ridice o elită care ia destinele acestui popor în mâinile sale. Domnul președinte, asta a fost acum 100 de ani. Da. Am avut o revoluție, o schimbare de regim total. Suntem la 30 de ani de la acel moment, schimbarea de regim, la 100 de la momentul acela sublim. Așa sigur, este. Putem să ne uităm în istorie să vedem că am luptat în războaie, că am supraviețuit ca națiune. Dar ați vorbit de elite. Noi suntem acum o țară care avem elite nu declarative, ci funcționale, elite care filtrează, care decid. V-am văzut recent... acum câteva zile că sunteți printre cei care vor semna actul prin care România va adera la moneda euro. Președintele Academiei. Eu am fost puțin surprins. Adică dumneavoastră semnați un astfel de document, dar în rest, unde sunt elitele în România? Din păcate, aici agrez ideea pe care o sugerați dumneavoastră, din păcate pentru țara noastră și pentru acest popor, nu avem o elită funcțională din punctul de vedere social-politic al unei voci în numele acestei națiuni, însă avem admirabile elite profesionale. În profesiuni anume, avem niște oameni care pot concura cu cei mai buni profesioniști în domeniile lor, dar pentru mine, când vorbesc de o națiune, nu-i de ajuns să fii o elită din punct de vedere cantitativ și calitativ în meseria ta. Și trebuie să fie o voce a cetății. Toate popoarele care au biruit în această lume au avut elite conștiente, responsabile și angajate în viața cetății. Asta nu înseamnă că fiecare intelectual foarte bun într-o meserie trebuie neapărat să participe la viața politică
în funcții de conducere. Dar elită pentru mine este acea parte a națiunii în care poporul, masa, are încredere și, având încredere, o poate urma. Ori ceea ce observ în anii din urmă este că mesajul unei așa zise elite care conduce nu ajunge la sufletul oamenilor. Oamenii aceștia simpli pe care unii dintre contemporanii disprețuiesc sunt niște psihologi fără să știe că sunt, pentru că ei disting din inflexiunea vocii unui om dacă e sincer sau dacă nu e sincer. Iar sinceritatea, în cazul unei elite, se clădește categoric pe foarte multă muncă și pe foarte mult prestigiu. Noi nu mai punem accent astăzi, după părerea mea, în promovarea unei elite pe un lucru absolut esențial și care e cheia succesului unei elite. Profesionalismul, valoarea. Înainte de a ajunge să vrei să ghidezi un popor sau un grup dintr-un popor, trebuie să te bucuri de încrederea unui grup în mijlocul căruia te-ai format și încrederea asta se poate afirma prin calitățile personale, dar și prin mesajul pe care reușești să-l transmiți și prin faptă. Dacă rămânem la vorbe, nu realizăm nimic. Domnul președinte, ce poate să facă un popor dacă elitele nu pot opri impostorii, dacă nu pot opri farsării, profitorii, să decidă numele poporului? Jean-Jacques Rousseau ar fi zis să schimbe elita, pentru că în concepția iluminiștilor, poporul are puterea. De aceea, de la Revoluția franceză încoace, se vorbește în numele națiunii. Și unii conducători, chiar dacă au rămas monarhi, spun din mila lui Dumnezeu și prin voința națională. Și la noi era această intitulație până în 1947. Vreau să spun că elita respectivă trebuie clădită din seva acestei națiuni. Și dacă puterea pe care poporul o transmite elitei prin voința lui e folosită în scopuri nepotrivite viitorului acelui popor, poporul are dreptul să schimbe elita. Sigur, Jean-Jacques Rousseau se referea destul de străveziu la Revoluție, adică la o schimbare care să ducă la... Și așa s-a întâmplat. Revoluția franceză a distrus vechea elită, a creat o elită nouă care, din păcate, s-a autodistrus și ea până la urmă prin ghilotină și prin toate procesele care au urmat, până s-a ridicat Napoleon, care a adus glorie de o clipă a Franței și răspândirea ideilor Revoluției franceze. Eu cred că se poate, muncind cu temei și punând pe baze bune și educația și cercetarea științifică în această țară, să recâștigăm încrederea. Educația este într-un marasm. La ora actuală schimbăm totul și nu așteptăm să vedem urmările schimbării. Și n-am ajuns la un spirit de echilibru. Acum se pregătește o nouă lege a educației sau legi ale educației, ale învățământului, să zicem, secundar, ale învățământului superior, oricum le-am numit. Ele vor fi ineficiente atâta vreme cât nu rezultă în urma unei dezbateri reale și nu țin seama de nevoile acestui popor. Domnul președinte, avem câteva figuri istorice, le-aș putea spune. Le vedeți? Da. Mi-a fost foarte greu după 1990 să pun a șaptea figură. M-am oprit la acel individ din dreapta jos, da. Nicolae Ceaușescu. Considerați că acești oameni reprezintă figurile naționale în istoria noastră de la Ștefan cel Mare încoace? Mai avem pe alții pe care, sigur, mulți alții au făcut în istoria României ceva important, dar credeți că mai există cineva și după 90 putem adăuga pe cineva acolo? În acest moment nu cred că putem și nu avem nici perspectiva istorică necesară ca să ne dăm seama. Mulți dintre protagoniștii de după 90 sunt încă în viață și despre cei vii nu se vorbește în cuiz de legendă, însă cei pe care i-a spus dumneavoastră observ că sunt personalități politice și cam așa se consideră elitele. Cei pe care i-a spus dumneavoastră însă au incarnat la un moment dat esența acestui popor, câteodată în bine, alteori în rău, unii dintre ei, ați mai putea adăuga pe mulți, sunt personalități care ne reprezintă, pe care unii simt nevoia să-i nege astăzi, pe toți în felul lor, pentru că suntem un popor latin și nu suntem mulțumiți niciodată cu etichete sau cu așezări în anumite sertare ale istoriei, pe de o parte, dar pe de altă parte pentru că ideea noastră este aceea de a critica astăzi, poate și pentru că 40 de ani am fost
obligați să criticăm numai ceea ce permitea regimul de dictatură. Am mai avut și înainte regimuri totalitare care ne-au împins spre alte părți. Și acestea sunt traume istorice care, din păcate, eu vă spun ca istoric, am crezut că se pot șterge în 10-20 de ani. Uitați-vă, au trecut 30 și traumele nu s-au șters și acum bâșbâim. Ca istoric, vă spun, în acest moment oscilăm între agonie și extaz. Pe de o parte, zicem că n-am făcut nimic în istorie, n-am fost capabil de nimic și ne mirăm că mai trăim, iar alții spun, chiar astăzi mi-a fost dat să văd sub priviri un text în care se spune că suntem vechi de 7000 de ani, poporul Getoda, care am construit lumea și trebuie să convingem liderii Europei că suntem cel mai vașnic popor al Europei. Nici așa nu-i bine și nici negând totul nu e bine. Cumva aceasta este starea națiunii noastre, sindromul nostru de a nu ne identifica cu un reper istoric pe care să-l luăm în brațe și să ne legăm de el, cum au fost americanii cu revoluția lor, da, cum au fost francezii cu revoluția lor, cum au fost germanii cu imperiul lor. Da. Da. Toți au avut un moment de care s-au legat. Absolut. Noi nu ne legăm de nimic. Sau poate ne legăm de centenarul acesta pe care l-am tratat extrem de rău. Nu ne legăm la modul serios nici de simbolurile bune și nici de cele rele, ci lăsăm lucrurile cam pe la jumătate. Ceea ce este un specific al acestui popor, un coleg de-al meu de la Cluj, care e psiholog admirabil, v-ar putea vorbi de psihologia poporului român, pe care au încercat-o și alții în istorie și au reușit, sau mai puțin au reușit, pentru că psihologia popoarelor e pe nisipuri mișcătoare. Eu cred în psihologia individuală mai mult decât în cea a popoarelor, dar specificul nostru există. Dacă ne comparăm cu polonezii, cu ungurii, cu sârbii, cu bulgarii, cu rușii, ca să mă opresc numai la vecini, ne găsim foarte, foarte multe tare. Tot ca istoric vă spun că și aceste popoare, cărora nouă ni se par foarte diferite, au momentele lor de critică, de autocritică, de agonie, se autodisprețuiesc câteodată. Sigur, noi trăind în mijlocul acestui popor, ni se pare că noi ne autoflagelăm cel mai tare, ni se pare că noi ne negăm cel mai tare. Câteodată e bine să punem punct acestor negări și să inspirăm încredere. De aceea spun că elita de astăzi, dacă nu reușește să le arate tinerilor care acum se formează, adolescenților, că prezentul se poate trăi în România. Nu că ideal. Că viața ideală nu o să vă spună nici cel din Marea Britanie că o are, nici cel din Finlanda. Că viitorul se poate construi. Dacă le spune astăzi în educația noastră, termin fraza și vă, în educația noastră se spune în general și de către școală în multe locuri și de către familii că prezentul este tern, șters, imposibil de trăit aici, la Dunăre și la Carpați, că viitorul este complet incert și mai bine nu ne-am mai gândit la viitor și că prezentul e de două parale, că n-am făcut nimic, capul plecat, sabia nu-l taie. Dacă inoculăm aceste idei, oamenii ajung să le și creadă, pentru că pe fondul știrilor false care circulă astăzi și a lipsei de cultură generală care îți dă discernământ. În generația mea, în plin regim comunist, am fost învățat de profesorii mei care aveau studii interbelice, adică apucaseră vremuri de democrație, cât a fost ea, că unii învățaseră la Paris și la Londra și la Berlin. Am fost învățat să nu primesc nimic de-a gata. Deci profesorii mei mi-au spus să judec cu mintea mea, să compar, să caut argumente. Astăzi e foarte greu să faci acest lucru. După Revoluție, după 1989, planeta s-a grăbit, țara noastră n-a avut timp să temeinicească lucrurile, să le așeze pe niște făgașuri. Și atunci tineretul, auzind mereu lozincile astea negative, își ia lumea în cap. Ce soluție să găsești în mintea? Da, dar știți ce spuneți? Exact cum am început eu textul. Suntem fataliști, nu nihiliști. Da. Suntem. Fataliști. S-a terminat. Nu putem să facem mai mult de atât. Impostorii sunt mai mulți decât noi. Educația, cine să ne educe? Vorbiți despre elite care trebuie să-i crească pe acești tineri, pe adolescența. Da. Care elite? Mai sunt elite când noi suntem dominați de oameni fără valoare? Uitați-vă un pic. Eu mă mișc în niște cercuri adevărat intelectuale. Asta mi-e meseria. Dar în două locuri, cel puțin, în țara asta, și sunt sigur că sunt mai multe, dar eu certific ceea ce văd și cu ochii mei și aud cu urechile mele. La Universitatea din Cluj,
care s-a întemeiat într-o primă formă în 1581 și care acum împlinește anul acesta 100 de ani de universitate românească făcută de regele Ferdinand I. Și la Academia Română, care de peste 150 de ani este în serviciu Academiei Române, am admirabile exemple de intelectuali care sunt nu numai auziți, și ascultați. Dacă unii dintre politicienii noștri ar avea răbdare să vină în fața unei săli pline de studenți, unui anfiteatru de 120 de studenți și să audă cum receptează modelul din fața lor studenții, n-ar mai crede că totul e pierdut. Vreau să zic că la nivelul nostru local, al unor comunități, ne-am păstrat cumpătul, am păstrat un spirit de echilibru, de rânduială, de regulă și acolo unde spiritul critic a dominat și unde selecția s-a făcut pe bază de profesionalism, acolo nimic nu-i pierdut. Aș vrea să încheiem discuția noastră cu o altă provocare. Cine e patriot și cine e naționalist? Românul e patriot, o să-mi spuneți, dar toți o să spună, nu, domne, suntem și naționaliști. De fapt, ce suntem noi? Și ce ar trebui să fim în acest binom, această ecuație, sau poate nu este? Poate. Patrioți, cred că ar trebui să fim toți cei care trăim în România, pentru că dacă nu iubești cadrul în care te manifesti, în care te naști, în care muncești, în care te afirmi, înseamnă că n-ai niciun temei în viață. Ești în bătaia vântului. Cele 4 milioane plecate la muncă sau într-o viață mai bună, sunt patrioți sau nu acei oameni? Eu cred că în mare parte sunt patrioți și când au plecat acolo, n-au plecat pentru că urăsc acest pământ și acest popor, au plecat pentru că anumite instituții și anumite persoane de aici i-au dezamăgit, nu s-au putut afirma aici. Unii au plecat și din nevoi materiale, cum știți, pentru că la noi stipendiile, salariile în 90 era o diferență imensă față de Occidentul Europei. Părerea mea este că sunt patrioți, că sunt parte integrantă a acestui popor, cel puțin prima generație care a plecat. Apoi știți că mulți dintre ei, prin copii, prin nepoți, se pierd în mijlocul locurilor în care trăiesc. Iar naționalist a dobândit între timp o conotație negativă ca orice ism și, spre deosebire de generația lui Iorga, Onciul, Brătianu, Panaitescu, ca să vă dau exemple numai de istorici, spre sfârșit, aceasta care înțelegea prin naționalism a-ți iubi propria națiune în mijlocul altor națiuni, astăzi naționalism înseamnă pentru foarte mulți români, înseamnă să îți iubești propria națiune și să le urăști pe altele. Ori acest fapt deja face ca ideea dumneavoastră cu prima parte a unui vers pe care ne place sau prima parte a unui concept și nu ține seama de cealaltă. După părerea mea, a avea în suflet spirit național înseamnă a prețui și celelalte națiuni în mijlocul căreia ești. Și pentru că noi suntem în Europa și eu cred sincer ca român că nu putem trăi în afara spațiului acestuia al Europei occidentale și centrale, pentru că altminteri ne pasc amenințări care pot să conducă până la anihilarea acestei națiuni, cum am trăit de-a lungul timpului. Și atunci, ideea europeană la noi trebuie să fie o idee de demnitate românească, în primul rând. Pe mine, europeanul trebuie să mă perceapă ca un om care îmi cunosc locul în Europa, îmi cunosc valorile și vreau să le împărtășesc altora și lucru esențial, să le respect pe ale altora, să știu că polonezul iubește pe Chopin și iubește pe papă, pentru că a și dat un papă recent, să știu că ungurul are pe Petőfi, să știu că bulgarul are pe Hristo Botev, să citesc o dramă de Branislav Nușić, o comedie, poet, dramaturgul sârb, adică să trăiesc în această familie a popoarelor europene. Ceea ce n-au înțeles unii globaliști este că nu ne putem dizolva. Foarte scurt răspuns, dacă puteți să-mi-l dați și încheiem. Avem sindromul acesta al poporului de rangul 2, da sau nu? Da. Acum, în zilele noastre. Da. Și nu vom ieși din el. Adică nu ne vom vindeca. Nu avem tratament pentru așa ceva. În acest moment nu-l avem și nu o să putem ieși din el, dar este bine să ne manifestăm cu mândrie chiar în acest rang inferior pe care îl avem. Mulțumesc mult, domnule președinte. Bineînțeles, vă oferim ocazia, când va mai veni vreun moment, să fiți alături de noi, de cei pe la ultima ediție.